Ai o minte înțeleaptă și o dexteritate deosebită. Puțini se pot compara cu tine în dispute și discuții. Poți să mergi cu ușurință departe și să-ți urmezi gândurile și ideile oriunde te-ar conduce. Drăguță și iubitoare de glumă, nu lași pe nimeni să se plictisească în compania ta. Ești înliniștită și nerăbdătoare, rutina zilnică te scufundă în adâncuri. Dacă viața devine prea liniștită, încerci să stimulezi cursul evenimentelor astfel încât totul să înceapă din nou să se rotească. Încă de mică se poate să fi fost sub supravegherea strânsă a societății sau tunset să fi acționat ca observator a celor mai recente tendințe în dezvoltarea acesteia. Ca atare, caracteristicile personalității tale se manifestă cel mai mult în mod exclusiv în contactul social. Poți fi interesată de istorie, dar mai întâi de toate, ești interesată de chestiunea influenței evenimentelor din trecut asupra modernității. Apropo, tu încerci să fii modernă în toate, în haine, conversații, pasiuni literare, studiind arta. Cu toate acestea, toate cele spuse nu înseamnă că ești o persoană extrem de seculară. Te poți manifesta ca extrovertită, uneori chiar păcătuiești cu deschiderea, dar toate acestea sunt destinate doar să mascheze o dependență dureroasă a singurătății, dorința de a conduce un stil de viață retras. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: spiritul tău, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și neputință. Ești inteligentă, atentă și agilă. Spiritualizezi prin propriile tale cuvinte, ești gata să-ți urmezi ideea oriunde și să-i dedici tot timpul. Iubești glumele amuzante, urăști plictiseala și prin urmare, ești întotdeauna înconjurată de prieteni și de cunoscuți. Nu tolerezi rutina și monotonia vieții cotidiene gri, îți dau o dispoziție deprimantă. Ești un adevărat maestru al camuflajului, nu numai pentru sentimentele tale adevărate, ci și pentru acțiuni. Foarte puțini oameni sunt onorați să fie admiși în sfântul tău suflet. Cu greu te poți afla fără un partener sau prieten în viață, deoarece o astfel de natură întotdeauna atrage atenția. De regulă, poți fi scufundată în activități sociale, obținând un număr imens de prieteni și cunoștințe. Ești mândră de erudiția ta strălucitoare, deși de fapt, cunoștințele tale nu ar putea fi atât de adânci cum se pare. Cu toate acestea, fiind cu adevărat pasionată de un subiect, demonstrezi o conștiință cu adevărat fenomenală. Apropo, subiectul interesului tău nu poate fi absolut deloc academic. Înveți ușor limbi străine, de asemenea,
face ușor față oricăror sarcini care necesită agilitatea mâinilor. În plus, ai un instinct uimitor în ceea ce privește nevoile oamenilor. Acesta este motivul pentru care poți deveni un strălucit om de afaceri. Mirosul clientului este pur și simplu excepțional. Poți fi un detectiv excelent, numai dacă ai răbdare suficientă pentru a suporta toate dificultățile acestei profesii dificile. Concentrarea gândirii, capacitatea de a te distra fără ajutorul stimulanților externi sunt condițiile necesare dezvoltării tale personale. Deoarece tu cunoști multe lucruri și înțelegi valoarea lor, te poți realiza cu succes în comerț. În plus, tu poți gestiona banii. Cu toate acestea, admirând talentele celorlalți și posedând darul imitației, te confrunți adesea cu dificultăți în realizarea propriului tău potențial creativ. O condiție indispensabilă pentru dezvoltarea ta este credința nelimitată în sine. Fără aceasta, vena creativă va fi pur și simplu atrofiată. Într-o anumită etapă a vieții, poți avea nevoie de un anumit curaj să te uiți în mod obiectiv la tine însăți. Până când nu înțelegi cine ești cu adevărat, ce vrei, nu vei avea nicio șansă decât să urmezi ferm realizarea planurilor și fanteziei tale, indiferent de opiniile altora, a părinților sau prietenilor. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești sinceră, independentă și inteligentă. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 1 iunie soarta ta? Cauți singurătatea. Datorită unei minți extraordinare, inteligenței strălucitoare, carismei și aspectului atractiv, ești în permanență observată de o vigilență publică. Cu toate acestea, merită menționat faptul că interesul tău real față de psihologia umană te poate face un foarte bun observator. Într-un fel sau altul, tu simți foarte subtil toate schimbările și tendințele diferite ale societății care te înconjoară. Te poți manifesta cel mai viu numai prin contactarea altor persoane. Natura ta este foarte multilaterală, tu încerci în mod constant să câștigi noi cunoștințe. Poți manifesta un interes deosebit în istorie. Te evidențiezi în mulțime prin apariții remarcabile, ai un bun gust minunat. Încerci să urmărești tendințele timpului în totul, în modul de îmbrăcare, de comportament în societate. De asemenea, ești întotdeauna conștientă de toate noutățile literare, îți sunt bine cunoscute atât arta clasică, cât și cea modernă, manifesti un interes deosebit pentru creativitate. Având o predispoziție născută, reușești să atingi cu ușurință perfecțiunea în carieră prin scris, poți avea talent excepțional în muzică sau desen, dar, în ciuda educației și dorinței tale de a cunoaște natura umană, poți duce o viață turbulentă sau chiar în reluare. Stăpânirea excesivă și dorința de a fi în centrul atenției se datorează influenței constelației Gemeni. Pentru mulți este foarte dificil să înțeleagă natura ta complexă, deoarece ești extrem de autonomă. Unii ar putea crede că ai o natură foarte deschisă și necomplicată, dar aceasta este o concepție greșită. De fapt, tu ești obișnuită să-ți ascunzi sentimentele și emoțiile în spatele măștii prieteniei și naturii bune. Și numai câțiva oameni foarte atenți vor putea să-ți descopere secretele. Îți poți găsi vocația în activități sociale. Datorită abilității de a comunica, tu găsești cu ușurință cunoștințe, dar îți alegi prietenii foarte atent. De asemenea, cu o scrupulozitate deosebită, abordezi alegerea partenerului de viață. Poți fi întotdeauna în centrul atenției, mulți oameni doresc să comunice cu tine. În plus, mulți te imită. Tu nu poți tolera ignoranța în toate manifestările tale, ești foarte apreciată ca persoană educată și inteligentă. În comunicare încerci să găsești oameni erudiți ca și tine și dacă interlocutorul este capabil să dezvăluie ceva nou pentru tine, atunci el va putea să câștige adevăratul tău respect. Temele conversațiilor pot fi diferite, de la politică la sport,
Principalul lucru este că dialogul ar trebui să fie deplin și plin de fapte interesante. Dragoste și compatibilitate. Ai un caracter luminos, deschis și ușor. Datorită naturii active și a minunatului simț al umorului, ești întâmpinată cu bucurie de numeroși prieteni. Într-o relație de dragoste, nu prea ai încredere în sentimentele tale, așa că relațiile prea strânse te pot speria. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului tău excesiv, dar și datorită indiscreției tale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Urmărești întotdeauna ce este mai recent în modă, te îmbraci la modă, ești la curent cu toate inovațiile, pentru că viața socială și legile societății sunt de mare interes pentru tine. De asemenea, îți place să studiezi istoria pentru a înțelege modernitatea. Uneori îți place să șochezi și să atragi atenția publicului. Pentru tine tradiționalismul este doar o mască, în spatele căreia se află dorința de retragere și singurătate. Ascunderea gândurilor și a sentimentelor adevărate este un obicei pentru tine. Încerci să te ascunzi de toți. În același timp rămâi singură datorită popularității tale și aproape întotdeauna găsești un partener de viață. Poți lucra în sfera socială sau politică și ai un număr mare de prieteni și colegi. Urăști prostia. Te consideri foarte inteligentă și sincer mândră de educația și cunoștințele tale, deși, uneori îți supraestimezi valoarea. Dar acele lucruri în care ești cu adevărat interesată, le înțelegi de obicei foarte bine. Poți fi interesată de domenii foarte diferite ale vieții, de la unele hobby-uri de tinerețe la științe serioase. Poți fi un meseriaș excelent fiind îndemânatică, înveți cu ușurință limbi străine. Tu înțelegi oamenii, psihologia și nevoile lor, astfel încât să poți construi o carieră ca vânzător, manager de vânzări sau să-ți începi propria afacere. Ești capabilă să găsești clienți, dar criminologia sau ancheta nu îți aduc multe rezultate, deoarece iubești mult confortul. Tu înțelegi destul de bine valoarea anumitor lucruri și servicii, ești capabilă să economisești bani și să-i gestionezi, deci trebuie să consideri comerțul drept una dintre opțiunile pentru activitățile tale profesionale. Sănătate și boli. Poți avea cunoștință extinsă în medicină, dar în mod paradoxal ignori propriul disconfort fizic. Rare ori ai încredere în medici, dar crezi în natură mai mult, așa că aștepți să treacă de la sine. Din același motiv, nu ești atentă la propriile probleme psihologice, preferând să nu vizitezi un psiholog sau psihoterapeut dacă problema nu începe să-ți provoace neplăceri foarte semnificative.
Prin natura ta ai un apetit bun, ești foarte pretențioasă la mâncare, dar nu ar trebui să te condamni la tot felul de restricții și diete. Mult mai utilă pentru tine este o dietă variată. Soarta și norocul. Universul te-a înzestrat cu o bogată imaginație, ambiție, talente și drag de muncă. Poți acționa perfect în sfera financiară, comerțul fiind domeniul tău de activitate. Nu-ți place să lucrezi într-o echipă? Ești obișnuită să lucrezi singură. Nu-ți place să depinzi de nimeni? Ai o natură independentă. Aceste lucruri uneori creează anumite dificultăți în viață. Trebuie să înveți să te înțelegi cu oamenii, să devii mai deschisă, înțelegând că această cooperare poate aduce rezultate excelente. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți să te distrezi fără să dăunezi sănătății, să înveți să te concentrezi pe sarcina reală pentru tine. Pentru a avea succes în orice domeniu, trebuie să crezi în tine însăți. Trebuie să înveți să te evaluezi cât mai obiectiv posibil, pentru că ai nevoie de un anumit curaj și hotărâre. Nu te teme să-ți schimbi complet viața. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nae Lăzărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.